doctor, ce are de făcut un pacient pentru a obține un diagnostic de certitudine? Pentru a obține un diagnostic de certitudine, pacientul trebuie să ajungă în primul rând la doctorul de familie, care ulterior, în funcție de localizarea pe care o are, îl va direcționa pe acest pacient la specialistul domeniul în care trebuie făcută biopsia, că practic, fără a recolta o biopsie din zona în care se suspicionează că este un cancer, nu putem vorbi de cancer. Deci el trebuie să parcurgă, să meargă pe acești pași, doctorul de familie, specialist, recoltare de biopsie, anatomia patologică care va certifica diagnosticul de cancer. În momentul în care primește acest diagnostic de certitudine, el se poate adresa clinicii Med Europa? Cu siguranță, da, se poate adresa clinicii Med Europa și vreau să spun că în această clinică atât consultația cât și tratamentul sunt gratuite. Deci pacientul poate să se adreseze fără nicio problemă acestei clinici și tot aici vreau să menționez că în această clinică este o echipă tânără, o echipă foarte bine pregătită și orientată spre performanță. Și pentru asta sunt foarte, foarte bucuroasă că există acest lucru în Constanța. Spuneți-ne, ce conține dosarul unui pacient care ajunge la clinică? Pentru a ajunge la clinică. Dosarul unui pacient trebuie să conțină, în primul rând, examenul histopatologic care să certifice faptul că are un cancer, dar mai trebuie să conțină investigația imagistică, pentru că numai diagnosticul histopatologic, el este esențial, dar nu suficient pentru a decide terapia pacientului și atunci pacientul trebuie să aibă și investigațiile imagistice și eventual biletul de externare din specialitatea în care a fost. Fie la chirurgie, fie la gastroenterologie, depinde de zona unde este plasat acest cancer în corp. Și atunci acest dosar este mai departe analizat și îi se va comunica pacientului soluția cea mai bună de terapie, pentru că, vedeți dumneavoastră, terapia în cancer nu este standard. Terapia în cancer înseamnă un trepied, înseamnă chirurgie, înseamnă radioterapie și înseamnă oncologie medicală, înseamnă chimioterapie. Modul cum se succed aceste terapii este în funcție de stadiul la care noi depistăm cancerul. Pentru unii, chirurgul spune, pot să operez, operăm și după aceea facem radioterapie și chimioterapie, dar uneori chirurgul spune, nu pot opera și atunci trebuie să venim cu tratamentele dinainte, de așa nume radioterapie, chimioterapie și ulterior să reevaluează pacientul. Deci situația este pentru fiecare caz în parte discutată. Spuneți-ne care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer pe care le tratați. Cele mai frecvente tipuri de cancer sunt legate din sfera mamară, cancerul mamar, cancerele din sfera ginecologică, cancerele colouterin, încă pun probleme în România. Pacientele se prezintă într-un stadiu local avansat. De asemenea, tratăm și cancerele din sfera ORL și ce am văzut în ultima perioadă, cancerele din zona digestivă, și anume cancerul de rect, care și ele, din păcate, se prezintă în stadii local avansate. Ne puteți spune care este durata medie a unui tratament? Deci tratamentul este de două tipuri. Cel care are viză curativă, adică în momentul acela sper că pacientul are o speranță de viață, dar este și cealaltă parte a tratamentului în care nu vizează supraviețuirea, ci numai o calitate a vieții. Și mai pe românește spus, să nu se chinuie pacientul.
Și atunci tratamentul în această zonă este mai scurt, este în jur, poate să meargă de la o singură ședință până la 10-15 ședințe, iar în celălalt tratament cu viză curativă variază între 5 săptămâni, ca să spunem 5 săptămâni și 7 săptămâni. Acolo se... aceasta este limita de care putem vorbi în cele două tipuri de terapie, paliativă și curativă. Odată încheiat tratamentul, care sunt pașii pe care îi urmează pacientul? Pacientul, după ce încheie tratamentul, după o perioadă de cel puțin, iradierea își mai face efectul încă vreo 2 luni după încheierea iradierii. Și atunci primul consult și evaluare se face cel puțin la 2 luni după încheierea terapiei. Sigur că va face numeroase investigații la medicul care l-a operat, la oncolog, deci nu e un singur medic care îl evaluează pe acest pacient pe parcursul bolii. Sunt toți cei implicați în tratamentul pacientului, pentru că există efecte adverse specifice fiecărui tratament și atunci monitorizarea este complexă.